Accident rutier teribil în Ungaria. Nouă români au sfârșit tragic la 60 de km de Budapesta. Microbuzul în care se aflau oamenii a făcut o depășire riscantă și a intrat într-o coliziune frontală cu un camion ce circula regulamentar din sens invers. Potrivit unor imagini apărute pe internet, totul ar fi fost transmis live pe Facebook chiar de șoferul microbuzului. Filmulețul a fost postat ulterior de un cunoscut al șoferului. Ocupat cu telefonul, șoferul nu a observat că accesul rutier era restricționat pe un singur sens, pentru că pe sensul celălalt drumul era în lucru, iar banda a doua era folosită de mașinile care veneau din partea cealaltă. Pasagerii erau din comuna mică județul Mureș și se întorceau acasă de la muncă din Slovenia. Șoferul era originar din Târnăveni. Accidentul a fost atât de brutal încât bagajele victimelor și bucăți din mașină s-au împrăștiat pe carosabil, iar pentru o parte din victime a fost nevoie să se facă teste ADN pentru a se stabili identitatea acestora. Imediat după producerea tragediei s-a declanșat celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe, care va funcționa fără întrerupere până la finalizarea demersurilor de repatriere a trupurilor neînsuflețite.